Înaintea sărbătorilor de Paște, olimpicii dolgeni au fost recompensați pentru rezultatele obținute de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj. La festivitatea organizată la sediul inspectoratului au fost înmânate premii unui număr de 134 de elevi din Dolj, care s-au clasat pe primele locuri la fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Avem 11 premii întâi, 12 premii 2, 17 premii 3, 33 de mențiuni, 10 mențiuni speciale și 15 premii speciale. Astăzi, toți acești elevi care ne-au făcut cinste, nouă și județului, au fost premiați în sala de festivități a Inspectoratului Școlar Județean împreună cu profesorii îndrumători. Elevii au primit 100 de lei pentru locul 1, 75 de lei pentru locul 2 și 50 de lei pentru locul 3. Banii au fost obținuți din sponsorizări.